Cei trei sunt acuzați că în loc să distrugă țigări de contrabandă confiscate, au făcut un pact cu o firmă specializată în astfel de operațiuni. Polițistul a fost prins în flagrant primind 50 de cartușe de țigări de la doi angajați ai societății responsabile cu distrugerea bunurilor. Cu ocazia flagrantului organizat de ofițeri de DGA și procurori, de la sediul societății în cauză au fost ridicate 8 baxuri cu țigări de contrabandă. Membrii în Comisia de Distrugere, lucrătorii VAMAL sunt acuzați că au închis și ei ochii la astfel de activități, fapt pentru care sunt anchetați în libertate pentru luare de mită și complicitate la deținere ilegală de produse accizabile. Tot în stare de libertate sunt cercetați și cei doi angajați ai firmei de distrugere, fiind acuzați de dare de mită. Inițial, omul în uniformă, agent de poliție la Pârscov, a fost reținut pentru 24 de ore, apoi arestat pe o perioadă de 30 de zile.